Astăzi 29 august. A plouat până acum. A dat puțin soarele și ele au început să zboare. Ce vreau să fac acum? Să deschid doi stupi care am arătat eu când am băgat reginele. Știți că mi-a zburat una. Uite așa. Din asta de la Cezar. Da? Una mi-a zburat. Și în locul ăla unde mi-a zburat, o să-l deschidem, am băgat una din aia de la Oprea. Și deci au trecut, dacă suntem în 29, pe 17 parcă le-am băgat, pe 18 le-am dat drum în cușcă. Dacă cum n-am făcut, să vedem dacă mă las. Și acum să vedem dacă... Și a început și aici activitatea. Atunci am verificat că a primit-o. Și cam atât. Mi-a zis cineva că de ce am 4 din astea. Păi, 2 au fost băgate mai dinainte. Și are efect, să zicem, mai are efect, nu știu, poate 20%. Pentru că au trecut deja 3 săptămâni, 4 săptămâni. Iar 2 sunt băgate mai de curând. Și în total, toate 4, cred că mai face cât 2. Asta e părerea mea, fiecare face cum crede. Aici mai are puțin dintr-o turtă din asta. Ia să vedem, mă, ce a făcut regina asta în 10 zile, 11 chiar, 11 zile. Am mai depus ea puiet, că eu aici am albină destulă. Și uite, facem o comparație. Deci asta e regina lui Cezar. Și deschidem și pe aia de la Oprea. Deci eu nu i-am deschis înainte, nu știu ce e înăuntru. Sper să fie regina aici. Aici nu mai e nimic. Ia, deja are polen aici, că vreau să o dau după diafragmă, dar dacă are polen nu pot să o dau. Vedem dacă mai depus și ea ceva puieta. Dă unde? Regina eclozată. Extraordinar. Ma! Pe oricum asta e marcată, trebuie să văd. Ia uitați-vă aici. Vedeți botca? Unde e botca? Nu mai văd în telefon, să vede. Ia. Uite aici, în centru, da? Uite. Deci mi-a primit regina și ce caută botca asta eclozată? Uite aici. Una văd că e roasă. Deci l-a mai avut boci. Dacă vedem acum, că dacă e regina nemarcată, înseamnă că mi-a omorât-o. Da, e bine să mai deschizi stupii. Nu zici, gata, i-am băgat regina și la revedere. Înseamnă că o avea regina nefecundată aici. Extraordinar. Deci mi-a fi omorât un. Hai că vedem acum. Vedem acum. Parcă e ouat aici. E larvar aici. Voi îl vedeți că lucește? E larvar pe aici. Ouăle, eu nu le văd. Dar
Dacă e puțin larvar, n-are de unde să fie, decât de la regina, nu? Ia. Aici, nu prea e aici, aici nu se vede. Dacă ne uităm după regina acum. Hei, regina neîmperecheat. Ia uite. Am scăpat-o. Deci fii atent că e regina neîmperecheat. Deci mi-a omorât regina. Aolo. Uite, așa se poate întâmpla. Se mai întâmplă și pe numele asta. Păi când te mai împerechezi tu, mamă, și aici pe camion, de unde te mai împerechezi? Dacă trebuie să o găsesc acum, nu știu unde s-a dus. A luat-o pe rama asta, cu viteză. Zice că se deschizi stupidă câteodată primăvara și odată toamnă. Păi dă-mă de tată dacă ăsta în 10 zile îmi face figuri de-astea. Ia uite, bă, am văzut-o și a fugit, a avut o viteză. Unde s-o fi băgat? A, uite aici. Vino încoace, vino încoace. Ah, m-a înțepat-o albine. Ce cauți tu? De unde ai apărut tu? Da, s-o bag într-o cușcă. Ia uite, m-a omorât. M-a omorât regina mea. Ah, n-am cușcă aici. Stai, stai, stai. Uitați-o aici. Repede? Ia. E mare, e frumoasă, parcă zici că ar părea împerecheată asta. Păi cum, s-a împerecheată pe camion aici? Vopsea nu are, păi n-am marcat-o eu pe aia pe-a mea. Stai să mai mă uit, poate că o fi și aia marcată. Dar nu prea îmi vine să cred. Și de unde a trecut ăla larva? Ia să iau lanternă. Fenomen ciudat, de nu-l unifica cu de scap de ele mele. Face ce vrea el. Îmi face mie regină de salvare. Eu nu văd, nu e o oată acum. Ia. Ia uite ce mi-a făcut mie asta, mi-a omorât regină. Nu e o oată aici. Deci am mai avut o burcuță pe acolo din care a ieșit regina. Păi frate, e o oată aici. E o oată frumos, toată rama aici e o oată. Extraordinar. Spuneți-mi și mie cine a o oată. Că regina aia de-abia a eclozat acolo. Și aici o oată. Cum vine asta? Deci s-a împerecheat regina aici pe camion. Adică asta. Asta ar părea împerecheată, cum o văd eu. E destul de mare abdomenul. Marcaj nimic. Păi l-am marcat cu oje. Păi ojea aia nu se mai atată nici după un an de zile. Stai să ne mai uităm pe aici să vedem. O fi regina aici? Ia uite, toată rama asta e o oață larvar aici. Băi, băiatule, toată rama aici e larvar și o oată. Cine a făcut treaba asta? Ia. Aici, ia uite, larvar și o oată, toată porțiunea asta. Cred că vedeți după cum se vede așa. Nu pricep. Hai, învățați-mă și pe mine că m-am încurcat. Ori e regina cealaltă pe aici. Că asta n-avea când se împerechea, când... Oua! Dar am văzut botca, era eclozată din ea. Cred că înțeleg ce se întâmplă. Este o oat și larvar de regina care am băgat-o eu.
a lăsat-o să o acolo câteva zile, o fi omorât-o și apoi și-a lăsat-o pe asta pe aici. Hai că vedem acum. Uite aici, din nou a avut câteva botcuțe care sunt roase lateral, deci pe alea clar le-a omorât. Ele le-a eliminat. Deci regina mea care am marcat-o nu există și a făcut el regină singur. Cred că asta s-a întâmplat. Regina care am băgat-o eu a lăsat-o să depună o tură de puiet aici, ați văzut, larvar și ouat. A ținut-o așa vreo săptămână. Și cred că s-o fi împerechea și asta. Eu o văd cam mare așa aici. Nu știu. Oricum nu o țin pe aia. Nu o țin. Deci mi-a omorât regina, asta a făcut. Mai mă uit odată să, totuși să fiu sigur că aici a fost niște acția înțepat. Hai mă cu minte. A fost niște botcuțe care sunt roase. Eu ce înțeapăm. Uite, e roasă lateral așa. Dar treaba e că pe aia care am văzut-o prima, dar am stricat-o, a fost eclozată normal botcă. Hai să nu mai ne uităm de regina. Dacă eu nu mai verificam stupul ăsta. Știi ce ziceam? Ia uite, regina mea de la Cezar. Și da unde? Că e regina de salvare acum. Aia. Că nu-mi vine să cred să fi luat ojea aia care am dat-o eu, să nu mai fie chiar deloc pe aia așa. Uite, aici toată rama e larvar și ouat aici. Dacă ai 5 stup de ăștia în plutină, îți dă de lucru toată ziua. Totuși ne mai uităm. Uite ce bine a fost că am deschis eu stupul acum. Păi n-am eu acum afară regine din alea pe o ramă. Îi aduc una din aia imediat. Și e după el. Și face el regină. Ia să vedem. Deci nu e, regina marcată nu există. Hai să ne mai uităm și aici. Nu este.
deci mi-a omorât regina. Asta tot. A lăsat-o să depună puțin puier. Și mi-a omorât. Acum eroarea mea este că nu știu regina asta care este în cușcă acum, dacă este împerecheată sau nu. Eu văd că abdomenul e cam mare. N-am decât să o marchez. Dar aș marca-o cu altă culoare. Ia, să puniți în pauză. Bun, am adus un marker din asta galben. Bine să fie diferență. Știu că regina cealaltă a fost cu alb marcată. Și asta îi dau cu galben. Încerc tot cu ăsta de marcat regine. Dar de data asta i-am făcut o chestie. Am polizat aici la ieșire, că era oval așa și scăpa regina pe lângă. Și uite, acum dacă pun, nu știu dacă se vede în filmare, dacă pun cușca așa, etanșează bine. Adică nu poate să mai iasă regina pe lângă. Și ar trebui să fie mai simplu acum. Bineînțeles că am închis și ușa. Deci dacă e să zboare, nu are cum să iasă afară. Ia să vedem. Reușim? Sau scăpăm? Gata, a intrat înăuntru. Așa. Eu nu știu, asta pare împerecheată, că văd că e mare, da. Să fi luat vopseaua aia, adică să fie regina aia de la Cezar și s-a luat vopseaua după aia. Dar chiar în halul ăsta dă loc să nu rămână? Eu știu că oja aia ține bine. Ia să vedem noi. Ce are și ăsta, mă? Gata. O lăsăm puțin să usuce. Uite, așa se mai întâmplă. Deci acum ar veni în felul următor. Dacă regina aia care am marcat-o cu alb există totuși în stuc și ea a depus puietul ăla, o să fie diferență, că acum asta e marcată cu galben, aia e cu alb. Peste o săptămână când verific, o să văd care regină o găsesc. Partea a doua. Dacă peste o săptămână nu mai găsesc o oat, înseamnă că regina care a fost marcată cu alb este deja omorâtă. Și rămâne asta lant. Că doar nu are cum să fie două regine în stup, nu? Că nu sunt surori astea. Ia uite, bă, ce s-a moscolit. Am lăsat-o să meargă pe aici și s-a dat, dar rostogolul și s-a moscolit puțin. Hai că vedem noi ce se va întâmpla. Hai, mamă, du-te în stup acum. Gata. Nu prea s-a uscat vopsea. Băi, fac ăștia niște markere de 2 lei. Nu sunt bune de nimic. Dacă o agață și o omoră. Că după ce o marchez, se mai întâmplă și fenomenul ăsta. Uf, mai mă uit odată. Mai mă uit odată. Aici a intrat. Ia să vedem. Și să mai văd. Nu dă nimic. Oricum, dacă peste vreo 5-6 zile găsesc din nou o oat, e lucru bun. Înseamnă că regina ori asta, ori cealaltă, există în stup și depune puiet. Dar dacă prin octombrie o găsesc decât pe asta marcată cu galben, automat o schimb.
stai, a zis că... Ia. Eu nu mai văd. Ia uite, mă, nu puteam să dau drumul pe ramă așa direct. Unde te-ai dus, mă? Am și albină de-asta zurlie de fuge pe ramă. A, uite Regina aici. Uite ce e. S-a dus toate lângă ea, acolo, ea. Hei! A, ea mai rămas nițel marcaj de la coane. Nu știu dacă se vede acolo, uite-o. Eu, după cum o văd, asta e neîmperecheată. Da, nu cred eu că e împerecheată. Dar... ar mai lăsa așa vreo 5 zile. Dacă peste 5 zile nu găsesc o oat, găsesc decât puie larvar, e clar, înseamnă că asta e neîmperecheată. Și normal, peste 5 zile ar trebui să... dacă e împerecheată, să o găsesc în stup, dacă s-ar mai întoarce înapoi aici. Sau nu mai găsesc deloc, că dacă iese la împerechere, ea nu mai nimerește pe camion aici. Nu mai nimerește. O să-i pun eu un semn acolo la intrare, dar... Hai că de rea ești, mă. Văd că n-am făcut fum. Gata, deja un stup cu probleme. Uite că eu vă arăt și problemele, nu decât să vă arăt așa rame, cu miere pline, să vă arăt decât cel mai bun stup cu puiet. Vă arăt și problemele care mai apar. Cam atât cu stupul ăsta. Ia uite, am filmat 23 de minute. Gata, opresc și acum deschid, fac altă filmare cu stupul de la ăsta, de la Oprea. Adică aici e acolo unde mi-a zburat Regina și am băgat-o pe aia de la Oprea. Deci uite, prima dată am scris aici Cezar, am tăiat și am băgat de la Oprea. Hai să vedem ce face asta. Uite, am scris aici. Am zis că astăzi 29 august, are o oat, da? Dar eu nu știu de care regină, dar asta care am marcat-o eu galben acum, sau este o oadă... Ia un fluture de găselniță. Sau e o oadă cealaltă și a omorât-o. Și am zis că trebuie să verific pe data de 4, luna care vine, dacă mai găsesc o oat, înseamnă că regina asta care e împerecheată. Dacă nu mai găsesc cu oat, e clar că asta e neîmperecheată, nici nu mai găsesc, cred că ea va ieși la zbor de împerechere și nu mai nimerește ea aici. Eu i-am pus un semn la urdenii să recunoască. Dacă regina asta e aia care mi-a zburat mie și a intrat aici. Ce ziceți? Aia care am scăpat eu. Ba nu mă, că o marcasem, nu, am marcat-o parcă pe aia. Deci a zburat după ce o marcasem. Azi că văd eu ce se întâmplă. Oricum, cred că în octombrie, am și scris aici, în octombrie o schimb. Nu rămâne cu de-asta de salvare, cu... Bun, cam atât.